Inundații masive au făcut prăpăd pe litoralul rusesc al Mării Negre. Stațiunea preferată a lui Vladimir Putin, Socea, a fost acoperită în întregime de ape. Autoritățile le-au cerut localnicilor din mai multe localități să se pregătească pentru o posibilă evacuare. Ieșirea din matca două râuri a adus dezastrul pe străzile din Sochi. 30 de case au fost distruse în întregime, iar viitura puternică a rupt mai multe poduri. Acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje a fost luat pe sus de rafalele puternice, iar zeci de copaci au fost mulși din rădăcini. Cel puțin 3 oameni au fost răniți de arborii căzuți. Străzile orașului s-au transformat în șuvoaie, iar mașinile și chiar autobuzele au fost luate de apele dezlănțuite. Vada a podnilas, vot, 2 metri. Vot, vam ne 2 metri, magu pokazat, vam ne 196. Вот так было водой. Мы вышли, дверь открыли, и вода хлынула. Мы же ушли к соседям на второй этаж, потому что было очень страшно. Просто вода прибывала с такой скоростью. Sute de salvatori au fost mobilizați pentru a-i ajuta pe localnici. Vremea extremă a dat peste cap și viața turiștilor veniți să-și petreacă concediul în Sochi. 30 iunie приехали с Екатеринбурга, то есть как бы, ну, поселились здесь. 7 утром мы должны выезжать были отсюда. И соседи нам говорят, что ваша машина в море уплыла. То есть у меня там документы, деньги, свидетельство о рождении на ребенка. Я сейчас не знаю, как купить билет на самолет, чтобы вылететь. În total, peste 600 de case din regiunea Краснодара au fost inundate, iar peste 136 de persoane au fost evacuate.